Bună ziua, aș vrea să vă mulțumesc că v-ați rupt din timpul noastră și ați ales să fiți alături de noi. Și anul acesta suntem onorați să anunțăm că avem un parteneriat foarte bun cu primăria municipiului Giurgiu. Avem în primarul municipiului Giurgiu un aliat de nădejde, fiindcă în fiecare an, din 2014 încoace, a fost alături de echipa județeană Let's Do It, fie că vorbim aici de Ziua Națională de Curățenie, care se organizează toamna, fiindcă în luna septembrie este Ziua Internațională a Curățeniei, și fie că vorbim de un alt proiect, Let's Do It Danube, un proiect aflat anul acesta la a treia ediție, care s-a desfășurat de asemenea cu succes la nivel municipiului. Astăzi vom semna acordul de parteneriat pentru Ziua Curățeniei, ziua de 24 septembrie, și vă mulțumesc pentru că și voi, colegii mei din presa locală, ați fost alături de fiecare dată. Îi mulțumesc domnului primar pentru susținere și sunt convinsă că și anul acesta vom reuși împreună cu dumneavoastră, împreună cu administrația publică locală, să mobilizăm, ca și în anii trecuți, mii de voluntari la nivel municipiului, dar și al județului. Domnule primar! Și anul acesta echipa județeană este alcătuită din locul meu, Kunski și eu. Domnule primar, aș vrea să spun ceva. Și eu vreau să vă mulțumesc că ați apelat, uite, pentru a treia, a patra, a cincea ediție, la municipiul Giurgiu, la conducerea administrativă a orașului, de a vă fi partener în această acțiune a dumneavoastră de voluntariat. Nici nu știu cum să tratez subiectul respectiv. Este bine când colectăm foarte multe gunoaie din municipiul Giurgiu sau este rău? Este bine pentru că transmitem tuturor acest îndemn de a participa la curățenia orașului, de a fi alături printr-un act de voluntariat cu această organizație pentru a curăța, a igieniza, a face curățenie într-o anumită zonă, în anumite zone a orașului, mai puțin sau unde cetățenii orașului, într-un gest de lipsă de spirit civic, hai să spun. Nu, mă gândeam, căuta spirit civic este când vrei să faci sau când nu vrei să faci ceva. Educație. Lipsă de educație este cum aruncă gunoiul în diverse locuri, spunând că nu-i vede nimeni, de ce să ducă la groapa de gunoi, de ce să-l ducă în spațiile amenajate, îl aruncă în anumite zone ale orașului mai puțin circulate, creând o pată urâtă pe imaginea municipiului nostru. Ce spun dumnealor că pe acolo nu o să treacă nimeni? Uite că au fost multe cazuri în care cetățeni veniți la diverse evenimente în oraș și încurcând drumul au ajuns și în aceste zone și feedback-ul n-a fost foarte bun. Că totuși există și transmitem acest spirit civic către cetățenii orașului, să se implice, poate văzând că alții, certați cu legea, certați cu normele de bun simț, aruncă gunoi, măcar din acest punct de vedere, nu vor mai face și ei acest lucru. Și, până la urmă, acesta este meritul și ținta acțiunii noastre. În partea noastră de educație, cei mai mulți dintre voluntari au fost elevi de gimnaziu, elevi de liceu, care, cu siguranță, vor mai departe mesajul nostru, vor aprecia eforturile autorităților. Ca exemplu de bună practică, întotdeauna primarii se orientează și către ceilalți primarii din țară, iau lucrurile bune, încearcă să le adapteze și să le aplice în localitățile unde administrează. Zilele trecute discutam cu primarul de la Oradea și îmi spunea că a preferat să nu mai lase polițiștii locali noaptea să patruleze, pentru că nu este așa mare infracționalitatea și sunt și alte
instituții care fac acest lucru și să folosească oamenii pentru a preveni, a preîntâmpina și a sancționa exact aceste lucruri urâte în oraș. A arunca gunoiul, a arunca mizerie în oraș, a face mizerie, a devasta, a vandaliza bunurile domeniului public. Și chiar era o idee bună, o inițiativă bună și veți vedea cât de curând nu o poliția curățeniei sau a păstrării curățeniei, dar vor fi foarte activi în acest domeniu. În a preîntâmpina aceste manifestări și obiceiuri a multora din cetățenii orașului și a gunoiul în curte, pe un principiu foarte păgubos, ce ție nu-ți place, dă-i altuia, și tot o pată urâtă. Și cei de la Giurgiu Servicii Locale să implic, nu lăsăm pete în urma noastră. Probabil această inițiativă, mai ales că peturile se degradează în milioane de ani. Semnăm în fie că aceste exemple de bună practică vor fi preluate și de primarii care vor urma. Drept urmare, avem în activitatea de voluntariat, ne sprijiniți pe noi. Fie activitatea perturbată. Da, nu.